Ninidica, senzația tenisului juvenil românesc în lume. Prezent pe toate continentele unde se joacă tenis, Ninidica și-a făcut un nume în circuitul juniorilor. A început tenisul de mic copil, dar a cochetat și cu fotbalul până la 11 ani, având rezultate bune la ambele sporturi. La un moment dat, a trebuit să se decidă asupra viitorului său sportiv și a ales racheta, lăsând mingea rotundă pentru miuțele cu prietenii. Susținut până la sacrificiu de părinți, Nini nu a dezamăgit, având un talent nativ în sportul în care Ilie Năstase a devenit primul lider mondial. La cei 16 ani ai săi, Nini ocupă locul 48 în clasamentul juniorilor și a participat la toate cele 4 turnee de mare șlem. În toamna acestui an a câștigat un prim turneu de senior la dublu. Visul cel mare al sportivului bănățean? Să reușească în lumea seniorilor. Nini se antrenează la Academia Tenismenului Sârb Janko Tipsarević, lovește mingea cu mâna dreaptă, iar backhand-ul îl execută cu ambele mâini. E considerat un jucător inteligent, rezistent, capabil să întoarcă partidele în care este condus și un jucător cu execuții de clasă. Dar să lăsăm rezultatele sale să vorbească. Titlu de cel mai bun jucător al Europei. Titlu obținut în 2017 din partea Forului European de Tenis Tennis Europe. Câștigător al Masterului European U16 din Italia din 2017. Vicecampion european U16 la Moscova, acest rezultat fiind cel mai bun al României la categoria U16 din 1990 până astăzi. Vicecampion la Orange Bowl în Miami, Statele Unite, concurs considerat campionatul mondial al juniorilor. 11 titluri de campion național în toate probele în cei 8 ani competiționali. Component al echipei naționale a României din anul 2012, locul 2 în clasamentul european al categoriei U16 din peste 2500 de sportivi, campion mondial în proba de dublu și locul 3 la simplu la Le Petit As U14 Franța, peste 180 de trofee naționale și internaționale. Uluitor! Ești mândrie națională, copil talentat.